Apela uneori și la violență pentru a le smulge oamenilor lucrurile de valoare. Au acumulat astfel o avere de 1,4 milioane de dolari, pe care au expediat-o în țară. Clanul Viocel provine din Râmnicu Vâlcea, unde au descins și polițiștii români, la solicitarea FBI. Bună parte din membrii familiei se află în America și sunt vizați de o anchetă de proporții. Autoritățile judiciare din San Diego au primit mai multe plângeri în care oamenii povesteau cum au fost deposedați de bijuterii, ceasuri și bani. Indivizii îi abordau pe stradă, spuneau că sunt din Dubai și s-au rătăcit și le cereau ajutorul. Profitau de neatenția lor pentru a le fura obiecte de valoare. Luke Johnson, poliția din San Diego, de cele mai multe ori îi întrebau cum să ajungă până la cea mai apropiată biserică sau le spuneau că au trecut prin niște traume, jafuri, că s-a întâmplat ceva cu familiilor lor și să se roage pentru ei. Atunci când vârstnicii mai vigilenți ripostau, infractorii recurgeau la violență, după cum reiese și din imaginile surprinse de camerele de supraveghere într-un cartier liniștit, unde trăiesc mai mult asiatici. Jessica Adelan Spulberg, procuror adjunct al SUA, uneori foloseau forța, dar de cele mai multe ori ceea ce făceau era să meargă la oamenii și se ofereau să le vândă un fel de bijuterii false ca să le pună pe ei. Apoi le furau bijuteriile adevărate. Cel care par a fi capii clanului soției Doarg și Floara Viocel au fost deja arestați. El intraseră în Statele Unite prin Mexic, cu acte false, după ce au mai fost expulzați în trecut, tot din cauza unor infracțiuni. Poliția din San Diego îi caută acum și pe copiii lor, ca și pe alte rude implicate în furturi și tâlhării. Americanii au cerut ajutorul autorităților române. Ofițeri de CCO, membrii grupului infracțional organizat au fost implicat în comiterea a zeci de furturi prin distragerea atenției îndauna unor cetățeni americani, în general persoane în vârstă. Ancheta desfășurată în California arată că membrii clanului Viocel au obținut, prin fals, de la autoritățile americane, ajutoare de șomaj pe perioada pandemiei, la care nu aveau dreptul. Au acumulat astfel o avere impresionantă. Ofițeri de CCO, membrii grupării au transferat în România din SUA o parte din bijuteriile furate în valoare de 120.000 de dolari, iar din profitul obținut au cumpărat lingouri și monede din aur estimate de autoritățile americane la 732.000 de dolari SUA, dar și mai multe autoturisme de lux. La perchezițiile desfășurate România, polițiștii de la crimă organizată au ridicat 3 mașini de lux, dintre care una valorează peste 300.000 de dolari. La descindere au participat și 5 agenți FBI.